Ce zi bună mi-am găsit și o să încep seria mic dejunurilor în București. Nu putem să stăm mai bine acasă, la căldurică, să-mi fac acolo omletă, un ceai și să rezolv. Nu, eu am să vin în centru vechi, să mănânc în oraș, să... Da. Bine, măcar că merg la un restaurant, la un Irish pub, unde o să mănânc un mic dejun, așa, mai de prânz, gen, la English breakfast, care este foarte consistent. Gel, chestii de-astea. Yummy! Gata, ne vedem înăuntru. Am intrat aici și primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi iau un Irish Coffee ca să mă încălzesc. Nu vă spun ce are Irish Coffee în el, vă spun doar că este Irish Coffee. Și până vine mâncarea, mă gândeam să vă povestesc ce am aflat despre micul dejun, despre English Breakfast sau Fry Up, cum se mai spune. Pentru că e interesant. Se pare că prin evul mediu oamenii nu mâncau 8 de 3 ori pe zi, ci doar de 2 ori. Și micul dejun era undeva așa, după un fel de brunch. După care, prin epoca victoriană, au început petreceri din astea foarte pompoase pe la nobilime, petreceri de weekend, petreceri de vânătoare, care se întâmplau în multă lume, evident. Și uite că a venit și mâncarea. Vă spun după aia continuarea. Wow, arată! Mulțumim! Cum e Mihaela? Cum e mâncarea? Aolo, pe mine? Mâncarea începe, stai. Bine, hai. Filmează-mă pe mine. Da. Ok. Stai. Filmează. Să știți că fasolea mie nu prea place, e cam dulce. Dar mă rog, asta e problema mea, că mie nu place mâncarea dulce. În rest e foarte bun. Ce nu are din mic dejunul tipic britanic este ciuperca. Pusă pe grătar sau un plută sau mai știu ce, dar în rest are cam docentime. Bun, vă povesteam despre mic dejunul, despre petrecerile de weekend de la nobilime din perioada victoriană, când erau așa, erau gen Crăciunurile sau petrecerile de sărbători de la noi, de se rupe masa sub greutatea preparatelor. Și toată lumea era nebunită să facă niște dejunuri din astea, așa, cât mai pompoase. Altă chestie interesantă e că la Biserica Anglicană, pe vremuri, slujba pentru nunți trebuia să facă neapărat până în prânz. Așa că masa de nuntă era, de fapt, un mic dejun, un brunch, dar mă rog, noi am perioada aia, perioada medievală, că dejunul era servit mai târziu, a ajuns să fie masa de nuntă un mic dejun. După care, revenind la perioada victoriană, a început și clasa de mijloc să poftească la ce făceau ăștia. Așa că s-au apucat și au copiat. Numai că nu mai erau mesele atât de bogate, dar erau cam așa de bogate. Și au tras mai devreme un pic, pentru că erau oamenii ai muncii, cei din clasa ai mijloc, mâncau pe la 9, nu mai mâncau pe la 11-12 ca nobilimea. Și după aia a venit și revoluția industrială și clasa muncitoare a început să mănânce consistent, că trebuia să reziste toată ziua. Așa că micul dejun a devenit o masă foarte importantă, servită de vreme. Și uite, așa a ajuns să fie mic dejunul ăsta britanic cu fasole, cârnați, bacon, ouă, roșii coapte, cartofi în diverse feluri gătiți, ciuperci, pâine, să fie așa de cunoscut în toată lumea. Trebuie să mă apuc acum să mănânc tot platoul ăsta, dar ce foame mi-era, dar acum când mă uit la el, e mult tare. Orceală, ce pot să spun. Mihaela a fost așa ceva mai... Vrei să apari în videoul meu? Da. Ea și-a luat un Country style breakfast. Country style breakfast. O omletă cu gouda și șuncă.
Yes. Și se-mi place ca sosuri din astea să spui. Uite, mi-am pus pentru cartofi. Yummy! Cam astea sunt variantele de la Kilkenny. Uite, sunt disponibile până la ora 2. Asta a fost primul episod. De acum aștept și propunerile voastre de localuri unde să merg să încerc micul dejun. Nu o să mă duc acum la început în astea mainstream în care se duce toată lumea să mănânce micul dejun, dar o să ajung și acolo probabil la un moment dat. Până atunci, follow me pe YouTube, Andra Ilia și mă găsiți, pe Facebook, pe Instagram, peste tot, ca să vedeți unde ce-am mai mâncat și să vedeți și ce-am mai gătit din când în când. Bye!